Bună ziua și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Avem aici pe Bubu, care mănâncă și el mâncarea care a dat-o pe jos. Mergem la Cici și la Fifi. Uitați-o pe Fifilica. Știu că m-a întrebat cineva într-o altă postare dacă este gestantă. Nu, nu este gestantă, este grasă așa. S-a îngreșat. Aici avem pe Cicilica. Hai Cici, vină cu a început și Cici să se îngrașe pentru că este singur acum și nu mai trebuie să împartă mâncarea cu ceilalți frățiori. O cățelușă mititică. Cred că ea a fost ultima din cuib, din pui. E mai sperioasă ea, dar este o cățelușă bună. Hai, vină cu Cici. Vină cu Cici. Fifi a mâncat tot. Cici, du-te la tine la mâncare. De ce te duci acolo la ea? Așa e Cici, mai specială, se învârte în jurul cozii până mănâncă, vrea să mănânce de la Mosa, o să ducă la mâncare ei. Nu mai fac apel să o ia nimeni pentru că nu cred că o dorește nimeni, deși eu aș fi putut să o dau și castrată dacă o vrea cineva. Cam atât cu ferma. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă urez ca de obicei o zi excelentă. Și ne vedem la următorul episod din fermă. Și pe Fifi. Și pe Cici. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, așa cum ziceam mai devreme, și vă urez, bineînțeles, o zi foarte frumoasă. La revedere!